Dulce, aromată și spectaculoasă. O căsuță de turtă dulce, asemenea celei din poveștile cu Hansel și Gretel, a devenit cel mai râvnit desert din perioada Crăciunului. Atât prin gustul unic oferit de condimentele folosite în compoziție, cât și prin imaginea colorată și extrem de atrăgătoare, în special pentru cei mici. Deși la prima vedere pare un desert greu de făcut acasă, un bucătar din Buzău vă arată cum se pregătește, pas cu pas, o căsuță de turtă dulce. Totul pornește de la rețeta de turtă dulce, iar secretul este mixul de mirodenii. Astăzi o să pregătim o rețetă de turtă dulce, așa cum am fost noi învățați în copilărie. Este o rețetă simplă, unde avem nevoie de 320 de grame de făină, 100 de grame de unt de 82% grăsime, 100 de grame de miere, eu am ales miere de Manuka, un ou, o linguriță rasă de bicarbonat și un mix de condimente, scorțișoară, nucșoară, cardamom, ghimbir și cuișoare. Pregătirea unei căsuțe de turtă dulce poate dura câteva ore și implică multă îndemânare. Este cea mai simplă rețetă de turtă dulce, iar aluatul iese foarte, foarte repede. Secretul acestei rețete este ca aluatul să stea în frigider peste noapte. Când aluatul este gata, se întinde o foaie cu o grosime de câțiva milimetri. Însă, pe lângă divăcia unui bucătar, este nevoie și de multă imaginație și îndemânare în arta desenului. În mod normal, e bine să avem o schiță, dar eu acum voi folosi imaginația și voi tăia căsuța la dimensiunile dorite de mine. După ce s-au tăiat foarte bine toate componentele, se așează totul într-o tavă și se bagă la cuptor, având grijă să se verifice permanent pentru ca foile să nu se ardă. Și turta noastră dulce este gata. Asamblarea căsuței este cea mai distractivă parte, iar aici imaginația este cea care face diferența. Mirela ne îndeamnă să avem și copiii în bucătărie, pentru că pot fi implicați la decorarea pereților căsuței, iar această activitate va fi sigur pe placul lor. Turta dulce este o prăjitură destul de veche. Primele atestări documentare sunt undeva în secolul al X-lea. Ea a fost folosită în special în prezervarea ghimbirului, dar cu timpul s-a transformat într-o prăjitură tradițională, și anume prăjitura Crăciunului. În zilele noastre este nelipsită în timpul sărbătorilor de Crăciun, fie că o preparăm în casă, fie că alegem să o cumpărăm. Fie că va fi mai colorată, cu mai multă zăpadă, cu figurine sau cât mai simplă, o căsuță de turtă dulce cu siguranță va deveni cel mai admirat preparat de pe masa de Crăciun.